După cum vedeți, am intrat în camera presupuselor campioane. Fața asta noastră. Se pare că sunt obosite, istovite, da, fete frumoase. Dragă, uite, uitați o fată aici care a muncit mult ieri. Dragă, un pup la cap. Se numește Alexandra. Dă un pup la cap. Hai, dă un pup. Altă fetiță iubită, stimată și respectată. Dă un pup. Memela. Da, e o bază. Mamă, ce față are fata asta. Ia uitați-vă, atenție. Doamne. Domnișoara Georgiana. Dă-mi mare pup, poftă de muncă. Dă un pup la cap. Ana, ce să mai vorbim. Șucărită, nervoasă deja, ca visat nu mai urât. Așa? Au ce prezent, ce prezență de sportivă deosebită. Trecem la patul ăsta de aici, care se pare că are probleme dacă nu-i pe acasă. Nu? Văd bine, văd bine. Acum avem aici două haiduce care se ascund. Nu? Ia vă rugăm frumos să vă dezvăluiți secretul ascunderii. Uitați aici, este Fina. Fina tare de tot. Nu vă spun ce naș are. Mamă, mamă. Și urmează, ia să vedem noi, cine urmează. Mai zic eu de măsa câte ceva așa câteodată. Dar mi-a trecut. Și sper că ne-am împăcat acum. Ia să te vă la față. Hai, uitați-vă ce fată frumoasă. Trecem acum în camera cealaltă. Astea sunt juniorele, cum se spune, care vor lua campionatul la anul, împreună cu ce-o mai găsit pe acolo, mai în vârstă. Deci, domnișoară, vă rog frumos, grăbiți-vă că trebuie să mergem la masă. Domnișoara Georgiana a fost, nu Georgiana, stai așa un pic, nu mai cunoaștem Nana, fie rușine. După cum vedeți, restul fetelor își fac toaleta, pare rău că nu le-am găsit acasă. Ia să avem de dovezi. Și mă retrag spre camera profesorilor, care este la fel de frumoasă și primitoare ca fetelor. Și acum vă prezint camera antrenorilor și arbitrilor. Ați-o? Asta e cum e. El e cel mai mare antrenor, uitați-vă la el așa cum arată. Mai treabă de el. Șeful care cântă la taragot. Da? Avem aici domnul arbitru, băiat niște calități deosebite. Avem aici o domnul de la Buzău care e obosit, se gândește la partida de astăzi. Aia decisivă. Și pe domnul se pare că nu vrea să-i dezvăluie numele, nimic e de al nostru. Îl pupăm și respectăm. Deci, vedeți? Și acum o să apară în imagine îl mai. Tătic valabil, domnule. Și că să facem jocul ăla. Am dat, ai dat, ți-a venit rândul? Să fie primit. Dați-vă la el ce ne-o vă... da. Dați-vă la el ce frumos e. Frumos rău. Dau bine la cameră. Ia, îl vedeți mai de aproape, așa. Deja e cel 75.000 pentru chestia asta. Dau la mai la deoparte. Ai băgat de 75.000. Da? Dacă am băgat de 75.000 crește. Uite, avem și pe șeful aici. Vedeți? Ăsta e nervos asta. Cred că pârlește pe cineva la arbitraj. O să poate, nu? Nu există. Merge pe curând. Iar băiatul ăsta care îl veți vedea acum ne poartă noroc. Dar a fugit. Da? Uite-l, stă ascuns. Uite-l, uite-l. Ăsta e din Amovis. Uite-l, uite-l, ăsta e din Amovis, domn. Sigur e din Amovis ăsta, ia uite-l.
Uitați-vă ce dinamovist avem aici. Am uitat să iau un jurul ăla. E ajunge, gata. Din ale noastre. Uitați-vă ce frumoase sunt. Le vedeți? Auto pe asta. Stai, dați-o dreapta. Auto-ți. Foamea și-a spus cuvântul. Corul școlii 88, Mihai Viteazu. Haideți la vas. Nu filmez, doar mă joc. Cineva vrea să s-a trezit încă? Să se știe, eu sunt șef. Bravo! Văd că intri în ăla! Glumeasă! Ia ceva, dar noi suntem! Da, pe sticlă! Da, uite! Yeah.
Thank you.
să te vorbesc pe 10 minute, dacă nu am nevoie. Gracias.